Bună ziua, dragii mei, și bine m-am regăsit astăzi la o nouă etalare, o nouă citire în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba în această citire. Pentru voi, cei care priviți la acest video, care sunteți într-o conexiune de iubire cu cineva drag din viața dumneavoastră și vă doriți să știți încotro se va orienta această conexiune, sau pentru aceia care sunteți singuri, singure în aceste momente, văd că și voi vreți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru voi, sau pentru aceia care sunteți în separare de partener, de parteneră, este clar că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viață, în viața dumneavoastră. Haideți să vedem despre ce este vorba. Iată, dragii mei, dragele mele, că prima carte din această etalare este Optul de Pentacule. Acest Opt de Pentacule vorbește despre faptul că mulți dintre voi s-ar putea să fiți preocupați mai degrabă de munca voastră în această perioadă, da? De anumite proiecte în care să vă dovediți din ce în ce mai mult creativitatea, da, sau forța voastră de a crea lucruri bune și frumoase, da? Din acest punct de vedere, poate că unii dintre voi sau unele dintre voi nu veți fi tocmai dispuse să vă canalizați atenția asupra unei anumite persoane în aceste momente, da, din punct de vedere amoros, sau nu veți fi dispuși sau dispuse să vă orientați spre cineva anume, da? Dar se pare că această persoană tu o atragi ca un magnet, da? Tu atragi ca un magnet această persoană, chiar dacă te vei împotrivi la început, te vei împotrivi acestei relații la început, exact cum spuneam, pur și simplu din acest motiv, da? Pentru că vei spune, da, eu am lucruri mai importante de făcut în aceste momente decât să mă lansez într-o nouă relație de iubire, da? Sau poate că chiar există posibilitatea ca unora dintre voi să nu vă placă atât de mult această persoană la prima vedere, da? Să vi se pară, ei, dar ce mai vrea și acest om de la mine, da? Adică vi se va părea că nu este foarte atrăgător sau atrăgătoare această persoană, da? Și din aceste momente veți fi puțin așa în gardă, ca să zic așa. Da, dar să știți că lucrurile nu vor rămâne așa, pentru că această persoană va fi cât se poate de serioasă în drumul său spre tine, da, și se va orienta cu siguranță spre tine în perioada care vine. Așadar, să nu crezi că acest om glumește în momentul în care îți spune sau îți arată că este îndrăgostit de tine sau îndrăgostită de tine. Da, acest om chiar vorbește serios și îți va arăta asta. Și bineînțeles că la un moment dat te va cuceri. Următoarea carte, dragii mei, dragele mele, iată că vorbește despre un 5 de pentacule. Da, această carte mi-arată faptul că unii dintre voi sau unele dintre voi, în ciuda faptului că ați acordat atenția deosebită de care era nevoie sau în ciuda faptului că ați făcut ceea ce ați putut mai bine, da, în perioada anterioară pentru ca lucrurile să se desfășoare în direcția pe care voi ați dorit-o. Mă refer aici la munca voastră, la cariera voastră, da, la toate acele lucruri pe care ați vrut să le inițiați și poate chiar ați făcut aceste demarări, da, de proiecte în viața dumneavoastră, da, poate chiar ați inițiat acea afacere sau acea activitate în viața voastră, dar se pare că sunteți copleșiți sau copleșite în aceste momente de o realitate dură, o realitate crudă, care, iată, vă dă de înțeles că acea activitate nu era cea mai bună cu putință pe care o puteați începe în aceste momente și se pare că nu veți avea reușită în acel domeniu, da, pe care l-ați inițiat. Din acest punct de vedere, văd că sunteți într-un moment nu tocmai bun al vieții dumneavoastră, într-un moment în care vă simțiți doborâți, doborâte de această veste care vi se arată în legătură cu viața voastră și nu vă simțiți tocmai în apele voastre, da? Ați vrea să aflați alte oportunități, să
aflați cu siguranță lucrurile care sunt cele mai bune pentru voi în aceste momente. Ați vrea să fiți siguri sau sigure de lucrurile pe care le faceți, da? Astfel încât să nu mai investiți efort și energie deprisos, da? Din acest punct de vedere, dragul meu sau draga mea, așteaptă-te ca această persoană despre care îți spuneam că este foarte atrasă de tine, este atrasă ca un magnet de tine, să vină spre tine exact în acest moment și să te scoată din aceste evenimente de nefericite, da? Să te scoată din această împrejurare în care, din această conjunctură în care tu nu mai găsești împlinire, da? Această persoană te va face să simți din nou bucuria vieții. Și hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici carul, dragii mei, dragele mele. Această persoană, dragii mei, vă poate invita într-o călătorie în perioada următoare, da? Și dacă este nevoie să faceți acest drum, această călătorie pentru a vă reveni, pentru a uita de cele mai puțin fericite din viața dumneavoastră, de lucrurile acelea mai nefaste, iată că veți face această călătorie alături de acest partener sau de această parteneră, da, care vă invită la drum și este dispus sau dispusă să plătească pentru acest drum, da, astfel încât să vadă câteva zâmbete pe fața dumneavoastră și să fie convins sau convinsă că reușește să aducă puțin scânteie și puțină bucurie în viața dumneavoastră. Da? Sau puțin mai multă. Da, dragii mei, dragele mele, pe de o parte, iar pe de altă parte, în această carte, carul vă invită la o nouă călătorie alături de această persoană în perioada următoare a vieții voastre. Da? Urmează o nouă călătorie, un nou drum spre o nouă fază și o nouă etapă a vieții dumneavoastră în care nu veți mai fi singur sau singură, dragul meu sau draga mea, și chiar dacă voi nu v-ați dorit neapărat acest lucru, unii dintre voi, da, nu v-ați dorit neapărat un partener sau o parteneră, iată că acest lucru vi se întâmplă, știți cum este, se întâmplă exact atunci când noi nu ne gândim la aceste lucruri, atunci când noi nu prea ne dorim. Și este bine să primim această nouă aventură în viața noastră, să primiți această nouă aventură, pentru că vă va conduce spre surprinzător și spre lucrurile pe care voi le doriți sau pe care le-ați dorit. Da. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici un card care este al flăcărilor gemene, care vorbește despre yin și yang, despre zen, balanță, echilibru, uniune, dualitate, cuplu, faptul că vă completați unul pe celălalt de minune în această zi, în această perioadă și nu numai. Da, dragii mei, dragile mele, iată că întâlnind această persoană care a simțit de la început, de când v-a cunoscut, această atracție deosebită pentru voi, este clar că felul său cuceritor de a veni în fața dumneavoastră vă va lăsa cu garda jos și vă va face și pe voi, dragile mele, să vă îndrăgostiți, da, de această persoană, încet, încet, dar sigur. Și oarecum veți vedea cum tot încet, încet se va crea o stare de echilibru în viața dumneavoastră odată cu pătrunderea acestei persoane în existența voastră. Da? Hai să vedem încă o carte din oracolul viziunilor spirituale. Iată că avem aici cardul cu numărul 26. Să vedem ce ne spune. Da, vorbește despre trecut și viitor și un nou început. Suntem adesea încurajați să trăim în acest moment, să ne bucurăm de prezent și să nu rămânem prea mult în trecut sau în viitor. Totuși, într-un sens, prezentul este cel mai scurt dintre cele trei concepte. Este o stare abstractă pe care o trăim doar pentru o clipă. În acest moment înghețat, femeia echilibrează simbolurile conceptelor durabile ale timpului care îl preced și care îl urmează.
Pe de o parte este trecutul care este acum blocat și nu poate fi schimbat, simbolizat de cartea deschisă la ultima pagină, complet scrisă, dar există și o oglindă, deoarece trecutul are încă valoare cu ca referință pentru reflecție, pentru apreciere și lecții învățate. În cealaltă parte a ei este o cheie care va deschide ușile spre noi oportunități și o carte nescrisă, gata de a fi scrisă. Așadar, dragii mei, dragele mele, iată că vi se oferă, începând cu prezența acestei persoane care se orientează spre voi, da, vi se oferă acest nou prezent, în viața dumneavoastră, care se va dovedi a fi unul cât se poate de interesant și spre care și tu vei tinde cu foarte multă curiozitate și cu foarte multă dorință de explorare, dragul meu sau draga mea, dorind să scrii, iată, și o nouă filă care va urma, da? Pentru că dincolo de tot ceea ce tu ai trăit până în prezent, da, că au fost lucruri mai bune sau că au fost lucruri mai puțin bune, mai puțin fericite în viața ta, iată că acum ești cu totul în fața pusă sau pus în fața noului, în fața ineditului care vine spre tine și care te invită la cunoaștere, da? Te invită la o nouă aventură. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, iată că avem aici asul de bâte, dragii mei, alături de optul de pentacule și spuneam mai devreme, această persoană din viața dumneavoastră dorește să vă scoată din acest cerc vicios în care v-ați tot învârtit în ultima perioadă, da, este un cerc vicios în care pur și simplu îndrăzneați să visați la lucruri intangibile, da, apoi întâlneați diverse experiențe, diverse oportunități în viața dumneavoastră sau diverse lucruri care vi se păreau a fi oportunități, da, mergeați după aceste oportunități, da, vă croiați planul vostru propriu spre atingerea lor și apoi vă loveați de acei pereți intangibili, da. Da, dincolo de tot acest cerc vicios, iată că această persoană reușește să vă scoată din această experiență nefastă de care ați avut parte și să vă orienteze spre un nou început în dragoste, da, care veți vedea că este unul cât se poate de palpabil și cât se poate de promițător, da, în legătură cu această persoană la care nu v-ați fi gândit din prima că poate fi cineva atât de serios pe cât se dovedește a fi. Dar iată că lucrurile stau exact așa cum nu v-ați gândit, da? Această persoană este foarte serioasă. Intențiile sale sunt din cele mai senine în ceea ce vă privește. Și iată că avem aici Cartea Moartea alături de Cinciul de Pentagrame și spuneam până nu de mult, poate că unii dintre voi sau unele dintre voi ați avut ceva provocări la nivel financiar, da, poate că ați îndrăznit să visați puțin prea mult decât vi s-ar fi îngăduit și apoi v-ați lovit de o nereușită la acest nivel al viselor voastre, al proiectelor voastre, dar iată că dincolo de aceste nereușite, sunteți invitate, dragele mele, sau invitați să vă orientați spre o nouă șansă la fericire, da? Alături de persoana voastră. Așadar, indiferent ce ați trăit în trecutul vostru, iată că sunteți invitați sau invitate, dragele mele, la un viitor cu totul promițător. Hai să mai luăm o carte. Iată că avem aici Magicianul alături de Carul, două cărți interesante din Arcana Majoră care vorbesc despre acest drum, despre această călătorie pe care o veți face împreună cu acest partener sau cu această parteneră și în care vă veți dovedi toate abilitățile, toate priceperile. Da? Poate că
Este un drum de inițiere pentru unii dintre voi sau unele dintre voi, da? Un drum de cunoaștere pe care îl veți începe în această perioadă. Da? Vă veți bucura de fiecare minut, de fiecare clipă petrecută pe acest drum și vă veți bucura în primul rând de prezența acestei persoane din viața dumneavoastră care nu va ști cum să vă intre mai bine în grație, nu va ști cum să vă facă mai bine pe plac. Haideți să vedem și următoarea carte, dragii mei, dragile mele, din partea îngerașilor romantici. Iată că pentru unii dintre voi vorbim despre o decepție și în mod clar va fi vorba despre decepția acelor lucruri pe care v-ați dorit să le inițiați în viața dumneavoastră și care, iată, s-au dovedit a fi nepotrivite pentru voi în aceste momente și voi mai extrage o carte. Da, care iată vă spune că și voi meritați dragoste, da, dragii mei, dragele mele, așadar aceia dintre voi sau acela dintre voi care v-ați ferit de o asemenea experiență în viața dumneavoastră în aceste momente, iată că vi se amintește acest lucru, că și voi aveți nevoie de iubire și voi meritați să fiți iubiți sau iubite, dragii mei, dragele mele, sunteți iubibili, sunteți iubibile, așadar lăsați-vă cuprinși de mrejele acestei noi experiențe în viața dumneavoastră. Și veți vedea cât de bună poate deveni viața pentru voi. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!